Счастье волю, связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу русское поле, русское море. Сколько дорог прошагать мне пришлось, ты моя юность, ты моя воля. То, что сбылось, то, что в жизни забылось, не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу мне это я. Здравствуй, русское поле, и твой тонкий колосок. Поле, русское поле. Eu am fost amăcit.
gatilhos. Cara, gândă-mi, gândă-mi micro.
dragul meu. Pentru tine orice spune, dar interesează pe cei case. Jupitule, când? Oare? Thank you.
sono tre sedie stabili. Și
Nici tu nu ești, trebuie să înțelegi. Dacă mi-ai fi vorbit o lună, două, mai înainte, ce știi? Poate m-aș fi gândit. Dar acum, în fine, dar dacă Sonia suferă, atunci fără îndoială... Dar, totuși, nu înțeleg ceva. La ce bun interrogatoriu la care m-ai spus? Ești viclean. Ce vrei să spun? Cât de viclean ești? Să presupunem că Sonia suferă, se prea poate. Dar la ce bun interrogatoriu la care tocmai m-ai supus? Nu vă vei mira. Știi foarte bine de ce vine aici în fiecare zi. Știi de ce și mai ales pentru cine. Fiară, nimică și iubită, nu te uita așa la mine. Sunt și eu un animal de prază. Fiară? Nu înțeleg. Ești un bihor frumos cu blană și poasă. Îți trebuie victime. Iar asta o știai fără interogatoriu de mai multe. De o lună de zile, am dat cu piciorul la tot. Nu mai fac nimic. Te caut cu patimă. Cu patimă te caut, iar asta îți place. Grăzavă îți place. Poftim! Ia-mă! Sfâșie-mă! Ai nebunit. Visioasă. O, nu. Sunt mai bună și mai presus decât mă vezi în ta. Asta ți-o jur. Elena Andreevna, voi pleca. De azi înainte, draga mea, nu voi mai trece pe aici. Și nu o să ne mai vedem niciodată. Dar spune-mi repede unde ne vedem. Spune-mi unde ne vedem, s-ar putea să intre cineva. Roac, ce doctor minunată. Vreau să se întorc. Fără-s acum, de ce să juri? Nu e nevoie de cuvinte de Hristos. Poate de frumoasă ești, cât ești de frumoasă și ce mâini! Ce bine spune! Lasă-mă! Pleacă! Spune-mi unde ne vedem. Îți dai seama cum e lui, trebuie să ne vedem. Trebuie să ne vedem inevitabil. Vino mie la autorul civic. Îi jude.
Dar ce cu regalita asta? Păi să vezi, stimată Natalia Stepanovna, vor după ei că m-am hotărât să te... probabil că ai venit și probabil că ai să te superi, însă eu... Mă voi zi să te ușor. Da. După cum știi, stimată, la care este fals, da? Cunosc familia dumneavoastră, tare de mult și de, și încă de când eram mici copii. Da. Răpăsat avea o dușică și bărbat lui, Dumnezeu să ierte. A avut mereu mare stimă pentru tatăl și pentru răpăsată cu mintea de mamă. Neamul romovilor și neamul și bucovii s-au avut bine, adică se știu și mășile noastre se vecinează. Bine, voi și te rog să-ți aduci aminte că boia înapoi, dora mea, se vecinează cu mine și cu mine. Domnișoară, n-am luat
de azian. Da, boiara boilor, ea mea, vai mă doare și piciorul. Iar o piciorul aici, boiara, iar cu mitare. Plus că eu nu țin atât la vede, cât țin la principii. Da, 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 principiile. Plus, da, ma, pe dovenitoare. Bunica mă duși și mei, a lăsat dragilor bunicului tatălui dumneavoastră. Da, ajunge, termină cu asta. Uite, vorbim despre altceva. Te pregătești de vânătoare? Da, mă pregătesc de vânătoare de cocoș și de munte. Dar după de ce? Nu, 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 nu,
draga mea, așa. Tu ești singura mea iubire. Amo, amas, amat, amamus, amadis, amant! Ești incredibilă. De 7 ani suntem căsătoriți și 4 ani cu noi. Dar ce mulțumiți? Ce plictisită sunt! Dar ce plictisită sunt! Uite, mă rog, e ceva ce îmi stă în minte și nu pot să-ți atingă. Andrei al nostru a ipotecat casa și nevastă s-a luat toți banii. Casa e și a noastră. Asta trebuie să o știe dacă e omul cinstit. Dar ce te deranjează pe tine socotirile astea mașa? Până la urmă, pentru la duș și dat-o la pământ. Lasă-mă în plată, Domnul. Nu rog cunoscut că nu suntem săraci. Eu lucrez și la liceu. Dau și meditații. Sunt un om cinstit. Și fără pretenție. Omia mea are cum portă, cum s-ar spune. Cum s-ar spune? Nu lipsește nimic, dar nu-mi place realitatea. Ești obosită. Odihnește-te. Eu te-aș spune. Dar ce? Suntem pic. Sunt prea mulțumit. Dar sunt atât mulțumită cât nu se poate descrie. E ceva ce nu pot spune de mulțumit ce sunt. Când ești foarte mulțumită, piesa anumite... Nu pot să poate. Sunt prea. E adevărat. Andreea noastră a devenit atât de meschin. Am bătrânit și a trecut alături de femeia asta. Altă dată ne spunea că se pregătește să devină profesor universitar. Iar alaltă el mi-a spus că a intrat în Consiliul Primăriei. El, un membru oarecare și Dr. Popo, președinte, Dr. Popo. Toți își bat joc. Eu știu cum aleargă tot să ajute la stingerea focului. Numai el stă în camera lui ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Atât știe și el. Să plânge de la vioară. Nu mai pot. Așa. Nu mai pot. Vă rog frumos, goniți-mă de aici. Dați-mă afară. Nu mai pot. Ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Unde, Olea? Unde s-au dus toate? Toate s-au învăluit în mintea mea. În fiecare zi uit câte ceva. Și viața trece pe lângă mine și nu se mai întoarce. Nu e așa că nu vom mai pleca niciodată la Moscova.
este cu baronul. Știu că-l stimezi și că-l prețuiești. E adevărat că nu e frumos, dar atât de cum se cade și de curat la suflet. Și până la urmă nu se căsătorește omul numai din dragoste. Și ca să îndeplinească o anumită datorire. Așa gândesc eu. Și sunt încredințată că aș putea să mă măriți fără să iubesc. Aș primi orice cerere în căsătorie dacă bărbatul ar fi cum se cade. Chiar dacă ar fi și bătrân. Am tot sperat. Și am nădăjduit că ne vom muta la Moscova. Păi credeam că nu m-a adevărat. Vom arbizurilor mele. A dorințelor mele. Iată că totul e în zadar. Draga mea, te înțeleg. Când și-a dat demisia baronul Nicolae Ilfovici și-a apărut în haine civile, mi s-a părut atât de urețel încât m-au codizit la lacrimile. Și m-a întrebat de ce plâng și ce era să spun. Dar dacă Dumnezeu îl va ajuta și te va lua de soție, poți să fiu fericită. Căci asta e altceva. Cu totul altceva. Eu vă mulțumesc.
Alexandre Ignatievici o să doarmă jos la balon sau să-i facem loc în salonul mare. Pe nevastă o vivășini. Olica, nu-mi spune. Nu-mi spune, te rog. Nu mă dă afară, Olica. Ce să mi dai cu cine te gorești? Olica, scumpa mea, eu muncesc cât pot, muncesc toată ziua, cât mă țin picioare, dar lucruri nu o să mai pot. Am 80 de ani, merg pe 82 și încă nu o să mai pot și o să-mi spun, pleacă, du-te, dar unde să mă duc, Olica, unde, unde să mă duc? Thank you.
nici logodnic, așa că să nu-mi faceți mie scene. Logodnic? Ha! Mie nu-mi plac scenele! Scenele? Ce scene? Ei, poftim! Văd ce ați dat! Da, doamnă. Nu aveți decât să plecați, nu-i așa? Nu. 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 Nu aveți decât să plecați, nu-i așa? Nu. Vă rog frumos să vă ridicați și să mă scutiți de prezența dumneavoastră. Doamnă, dați-mi banii și au plecat. Nu, vă dau. Niciun ban. O să-mi dați. Nu aveți decât să plecați, nu-i așa? Doamnă, trebuie să mă repet. Dați-mi banii. Nu vă dau niciun ban! Doamne, vă rog să fiți mai politicoasă! Politicoasă? Sunteți un mitocan! Un urs! O prută! Asta sunteți! Dați-mi voi! Nu știați că
Există pistoale speciale pentru tine. Morcum! Astea sunt Smith și Wesley. Da. Cu extractor. Percuție centrală. Minunată pistoale. Costă cam 90 de ruble pereche. Dar așa se ține pistolul. Așa se ține pistolul. Așa? Așa. 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 Ridicați cocoșul. Cocoșul, doamnă. Ridicați cocoșul. Ok? Da. Țineți mâna dreaptă, degețelul ăsta. Degețelul ăsta pe trăgaci. Pe trăgaci. Mâna dreaptă. Capul. Capul puțin pe spate. Mâna dreaptă. Ochii. Degetele pe trăgaci. Gata! Gata. Important e să nu mă grăbiți. Și ochiți. Ridicați cocoșul, doamnă. Stau în genunchi și vă cer mâna. De 5 ani nu m-am întâlnit.
și mi-am jurat că nu mă mai îndrăgostesc niciodată și poftim. Trebuia să mi se întâmple mie una ca asta. Vă cer mâna. Acceptați! Da! Nu? De ce nu? Nu! Bine, da. Chiar în aceste zile, te iubesc atât de mult.
tandrețe și sinceritate ca în copilărie. Eu, în afară de tine, nu am primit. Dar nu înțeleg. De ce te lași influențat de bărbatul acela? Nu le înțelegi, Constantin. El este un suflet nobil. Și totuși, când mi s-a spus că vreau să-l provoc la bine, noblețea nu l-a verificat să-și arate lașitatea. Pleacă! Fuga e rușinoasă! Dar ce absurditate! Eu însă nu vreau să plecăm de aici. Suflet nobil. Uite că aparcă mă cer cu tine din cauza lui. Iar el acum este pe undeva prin grădine sau prin salon și își râde de noi. O cultivă pe Nina. Vrea să-i povedească cu toate puterile lui că el este un geniu. Pentru tine e o încântare să-mi spui lucruri neplăcute. Eu îl respect pe omul acesta și te rog să nu mai vorbești de rău în fața mea. Dar eu nu le respect. Tu vrei ca și eu să le respect, dar iartă-mă, eu nu pot să mint. Iar ceea ce scrie el, mă dezgustă. Păi asta e invidie. Oamenilor fără talent, dar cu pretenții, nu le rămâne altceva de făcut decât să critique adevăratele talente. Adevăratele talente? Eu sunt mai talentat decât voi toți la un loc, dacă e să o luăm așa. Bun, scrabi mulțumiri, ați avut încredere înaltă și considerați legitim și autentic doar ceea ce creați voi. În rest, striviți și distrugeți! Ișe cadent! Du-te la teatru concentrat și joacă acolo în piesele tale, fără valoare! Nu m-am jucat niciodată la astfel de piese, dă-mi pace! Tu nu ești în stare să scrii nici măcarul tău de pijani! Pur chestie fean! Zrețărosule! Scârcito! Om de nimic! Yeah.
Eu și eu. Și la chemarea asta unui suflet curat, nu mai s-a strâns de durere. Și sufletul mi-e trist. Să mai rămâne o zi. O zi măcar. Nu, dragul meu. Știu ce vrei să mă. Dacă știi să te de tine. Ești puțin amizit, trezește-te. Dar trezește-te și tu rogu-te. Dovedește că ești deșteaptă și cu judecată. Și ia lucrurile ca o adevărată prietenă. Tu știi să te jertfești. Dovedește că ești un prieten. Renunță la mine. Atât de renunit? Îmi cheamă ceva spre ea. Poate că e tocmai ceea ce-mi trebuie. Dragostea unei fetițe de provincie. Ce puțin te cunoști. Uneori, oamenii dorm mergând. Uite și eu acum. Vorbesc cu tine și parcă dorm. Dorm și o văd pe ea în vis. Fii sub dumnezeiești și dulci, mă țin sub farmecul lor. Renunță la mine. Eliberează-mă. Nu, 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 dragul meu. Nu. De ce vorbești așa? Sunt și o femeie ca care alta. Boris. Nu mă chinui. E goază! Dacă ai vrea... Dacă ai vrea, ai putea să fii o femeie extraordinară. Numai dragostea tânărească, plină de farme și de poezie, numai ea îți poate aduce fericirea pe pământ. Până acum eu n-am întâlnit iubirea asta. În tinerețea mea, mă luptam cu sărăcia. Băteam la ușa redacțiilor. Dar acum a venit. A venit. A venit și mă cheamă. Ce rost ar avea să fug de ea? Ai nebunit? Fie și așa. V-ați înțeles cu toții asta să mă chinuiți? Nu înțelegi. Nu vrea să înțeleagă. Să fii oare chiar atât de urâtă și de bătână, încât să mi se poată vorbi fără nicio jenă despre alte femei? Oh, dragoste! Scumpul meu! Comoara! Tu ești ultima fiilor de tine! Dacă mă vibrați, eu nu am să rezist! Eu am să rămâne idolul meu minunat, căpânul meu! Dragoste! Stai cu mine! Ar putea să intre cineva!
Acum iar vreau. Dar dacă vrei, pot să și rămâi eu. Eu am să plec singură. Nu. Iar vrei să plec singur. Nu, mergem în probleme. Moale de cap.
sau în fruntea lui strălucitoare. Sau în trâmb, acolo unde este spate o pinișoară albastră. Era gata să privesc așa pinișoară orange și mă voi elibera, mă gândeam. Voi scăpa de blestem și atunci voi putea să sunt mai mari. Nina,
De ce mai venit până acum? De ce m-ai lăsat să vin să te văd? Știu că ești de aproape o săptămână aici. Am fost de atâtea ori suferat la atac ca un cercetător. Mi-a fost teamă că mă urăști. În fiecare noapte visez că mă gândești și că nu mă mai recunoști. De când m-am întors, am trecut de multe ori pe aici, prin jurul lacului. Și prin fața casei tale am trecut de multe ori, dar niciodată n-am avut curajul să intru. Dar hai să stăm jos! Să stăm jos și să vorbim că e atât de cald și de bine aici. Auzi vântul? Turgenev scrie undeva, fericit acela care, în asemenea nopți, are un acoperiș deasupra capului, un colțișor cald.
să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Eu cred. Și când mă gândesc la chemarea mea, nu mă mai gândesc în viața. Tu ți-ai găsit drumul. Eu îmi rămân veche prin haosul visurilor. Fără să știu la ce. Și cui folosește ceea ce scriu. Eu nu mai am credință. Eu nu mai cred. Mai cred. Dacă îl vezi, să nu-i spui nimic. Încă nu mai iubesc. După atâția ani. Uite, ăsta. Nu sunt mai răzut de răzut. Glasurile lor, Ana,
stăpânit suflete vii. Și asta m-a degradat atât de tare. Și pe cei care au trăit înainte, și pe cei care trăiesc acum. Încă niciunul, niciunul tău, nici mama ta nu vă dați seama că trăiți în contul altora, al celor cărora le interzice să vă calce cap. Noi rușii am rămas în urmă cu cel puțin 200 de ani. Nu avem o imagine clară a trecutului nostru. Noi știm doar să filozofăm, să ne plângem de plictiseală și să bem în foc. Eu cred că e bine că doar răscumpărarea de trecutului te ajută să te detașezi. Când te răscumpărați, te poți direct prin suferință, printr-o muncă intensă și permanentă. Trebuie să înțelegi asta, Anea. Trebuie să înțelegi. Casa asta nu mai ducea de mult la noastră. Voi pleca și eu. Ai cuvântul meu. Dacă ai cheile casei, vă le vând în vântână și fii de drumul. Fii liberă ca vântul. Hai că trebuie dreptate, Petea. Ana, sunt încă tânăr. La nici 30 de ani sunt încă student, dar am suferit atâtea. Și pe unde nu m-am stat de schimb? De cum vine iarna? Sunt rămân bolnav și sărac ca un cerșetor. Și pe unde nu m-am purtat destinul? Cu toate astea, în orice clipă, zi și noapte, sufletul meu este invadat de ciudate presunțiri. Uite, Alea, eu presimt fericirea. O văd cum se apropie, Alea. Presimt fericirea. Thank you.
50.000 de euro. Deriganul va da 30.000 peste datorii. Când am văzut cum stă treaba, m-am încăierat cu el. Am dat 40, el 45, eu 55. El creștea din 5 în 5, iar eu din 10 în 10. Până la urmă am dat 90.000 peste datorie și nimeni nu a rămas. Livada de vișini este a mea. Livada de vișini este a mea. Livada voastră de vișini este a mea. Biserța. Aiuret, misemezare. Să nu cumva să râdeți de mine. Dacă tata și bunicul meu s-ar spăla din mormintele lor să vadă ce se întâmplă. Să vadă cum e mâna aia lor cel bătut. Cel care alerga iarna de sculți prin zăpadă. Cel care avea și să știa să citească. Cum tocmai acest firmă l-a cumpărat cea mai frumoasă moșie din cât există. Eu am cumpărat moșia unde tata și bunicul meu erau șerpi. Unde nu li se dădea voie nici măcar cu Cătăline. Visez în sănătate. E o scornire a închipuirii noastre în Constanț.
Vreau să vă felicit pentru această seară. A fost o seară minunată. Se vede că copiii au muncit mult și bănuiesc că foarte mult ați muncit dumneavoastră. A fost o muncă comună din partea lor și a dumneavoastră. Vreau să-mi spuneți câteva vorbe. Da, mulțumim că ați venit din nou la evenimentele noastre, la spectacol. A fost într-adevăr o muncă, cum să zic, titanică, alături de colega mea, doamna lector, dr. Silvia Ciobanu. Pur și simplu am încercat să descifrăm textele lui Cehov și să facem și pe studenți să înțeleagă ce spun pe scenă. Și cred că în proporție de 99,9% am reușit. A fost greu pentru că e greu să faci Cehov la anul întâi. A fost și o provocare pentru noi și pentru studenți. Ne-am chinuit să facem tot ce se putea mai bine. Am ales scenele cheie din piesele lui Cehov și cred că vor pleca acasă cu ceva. Vor spune, am jucat Nina, am jucat Masha, am jucat Irina în anul întâi, ceea ce este foarte important pentru ei. Învață să se obișnuiască cu roluri grele de pe acum și pentru că sunt doar 3 ani de zile, iar noi trebuie să muncim foarte mult ca în 3 ani de zile să comprimăm toată materia de 4 ani de zile. Și asta facem, vrem să-i scoatem cu adevărat înarmați cu tot ce înseamnă mijloace de exprimare artistice, mijloace pe scenă, ca să știe să se exprime, să știe să pășească pe scenă, să fie actori când termină, chiar dacă actori începători, dar să aibă toate armele la ei ca să poată să lupte în această lume destul de acerbă a teatrului. Cât a durat pregătirea lor? Am lucrat întregul semestru la aceste texte și o să fiu sinceră, nu am lucrat doar 2 sau 3 zile pe săptămână cât ar fi în programul de actorie, în orar. Noi am lucrat câte 5-6 zile pe săptămână și în loc de 3 ore cât se fac, am făcut de la 3 încolo până la 6 ore pe zi. Și cel puțin în ultima perioadă, cred că am muncit câte 6 ore pe zi cu ei. Dacă era după mine, îi mai munceam o săptămână sau o lună în plus, până îi scoteam. Dar acum, sincer, trebuie să-și regleze și ei la public niște lucruri și e mai bine să-i las pe ei să descopere decât tot timpul să le spună profesorul că, uite, aici ar trebui să reacționeze așa sau așa. Mai bine descoperă ei și cred că au descoperit în seara asta lucruri atât de frumoase încât îmi venea să sar pe scenă să-i pup pe câțiva. Și zic, bravo, uite, reacționa bine și tot eram acolo în spate la sunet și spuneam, mai încet, mai tare, nu mă aud, dar sunt așa, zic, măi, hai, fă acolo, ai grijă. Și îmi place ce am lucrat cu ei. Sper să facem proiecte bune de acum încolo și mi-e și puțin frică pentru că de acum încolo o să fie și mai greu. Pentru că deja au înțeles niște lucruri, au trecut în anul 2 cu acest spectacol, au trecut în anul 2 și cred că o să ne punem probleme mai mari pe texte mai grele și mai complicate. Despre evoluția lor, ce ne puteți spune? Cum au evoluat ei de la prima lor apariție pe scenă și până acum, în prezent? Prima apariție pe scenă a fost pe care ați văzut-o și dumneavoastră, cu Mihail Sebastian pe semestrul întâi, teatru realist. Iarăși dificil și Mihail Sebastian pentru ei, pentru că nu înțelegeau cum e cu personajele, a trebuit să le explicăm, să le spunem. Am avut și niște glumițe la clasă, nu vi le mai spun, legate de personaje. Iar față de primul spectacol, cred că au evoluat mult mai mult, sunt mult mai stăpâni pe ei pe scenă, știu să reacționeze, dacă se întâmplă ceva inedit, ei reacționează instant și deja știu cum să răspundă partenerului în personaj fiind. Le-am și spus, dacă, nu știu, se întâmplă, ai emoții, uiți text, tu te rog să-ți reamintești textul ăla din personaj, rămâi în personaj și adu-ți aminte cumva starea în personaj fiind. Și întreabă de ce tot din personaj și mai e o șmecherie pe care pot să o facă, îl întreb pe celălalt, nu e așa că, și dai replica, îi reamintești colegului. Și sunt toate aceste lucruri pe care ei le-au făcut și mi-a plăcut să văd, dar ei mai multă maturitate ca la începutul anului. Asta îmi doresc, mai multă maturitate de la ei, conștientizarea faptului că actoria nu este o meserie ușoară, că trebuie un pic de militarie și disciplină. Altfel nu ai cum să reușești, trebuie să muncești, să te muncești pe tine, pentru că actorul lucrează cu propriul corp. Instrumentul său principal este trupul său și atunci trebuie să fie într-o disciplină continuă ca să facă față tuturor provocărilor în teatru. Vreau să vă felicit pentru această seară și să vă urez mult succes în continuare și să ne invitați și în anul 2 să-i vedem. Vă invităm iarăși din septembrie, cu siguranță, avem și alte proiecte în derulare. Cineva mi-a spus, vezi că sunt prea multe pentru ei. Nu știu dacă sunt prea multe, dar fiind doar 3 ani de zile, am acest stres și împreună cu colega mea, doamna lector, dr. Silvia Ciobanu, încercăm să suplimentăm orele lipsă din acel anul 4, ca atunci când vor termina cei 3 ani să nu se simtă incompleți
că le lipsește ceva, să se simtă complet și gata de bătălie în lumea teatrului. Cam asta e. Vă mulțumim frumos! Și noi dumneavoastră, mulțumim frumos! În această seară a fost un prim spectacol al Universității Hiperion, secțiunea Arte, aici, la Institutul Cultural Român. Ce ne puteți spune? Nu vă pot spune decât că mă bucur că am contribuit la acest prim spectacol de la Hiperion în sala mare de la Institutul Cultural Român. Era de văzut un spectacol în care Cehov reîncărcat apare în toate ipostazele lui, și cele pur rusești și slave, și cele universal valabile, în care ne-am regăsit și recunoscut chiar și noi. Știu că dumneavoastră aveți o colaborare cu Institutul Cultural Român. Ce puteți să ne spuneți? Eu am mai mult decât o colaborare, dar să zicem chiar lucrez la Institutul Cultural Român. E adevărat că nu sunt încă, dar asta are mai puțină importanță. Important e că mă ocup de lansarea de noi institute, unul dintre ele fiind Moscova, ICR de la Moscova, într-un viitor probabil apropiat, la fel ca Beijing. Ar fi interesant de propus probabil o serie de astfel de spectacole în care, nu știu dacă nivelul pe care rușii îl pretind pentru interpretarea lui Cehov n-ar fi prea înalt, dar cred că gustul pentru piesele lui Cehov în acest montaj de scene și fragmente din opera lui Cehov pus de Mihaela Triboi și de mamă au făcut într-adevăr o performanță, adică au trezit gustul, au trezit interesul și asta mă bucură foarte tare că Institutul Cultural Român a putut să ofere găzduire în această sală și să dea un prim imbolt și poate un prim exemplu ca astfel de spectacole să mai aibă loc și în viitor. Ați văzut în această seară niște studenți de anul întâi. Cum vi s-au părut? Neașteptat de bun, neașteptat de naturali. Sigur că se vedea, pe de-o parte, nu atât emoția, cât lipsa de experiență față de realitățile textului. Adică acolo sunt vieți pe care în mod natural le exprim cu ceea ce se numește naturalețe și fără efort. Foarte rar au fost alunecări însă, adică lucrurile au mers în parametri buni și pentru asta mă bucur foarte tare, plus că au fost momente într-adevăr de excepție, adică au fost scene și fragmente într-adevăr foarte bune ale tuturor, nu pot să aleg pe cineva, toți într-un fel sau altul au reușit să-și facă vârful de glorie și asta mi-a plăcut foarte mult. Să înțeleg că vor mai exista și alte spectacole organizate aici la Institutul Cultural Român. Eu cred că asta depinde în primul rând de inițiativele pe care le va avea Hiperion și ofertele pe care le va face. Vreau să cred că Institutul Cultural Român își menține porțile deschise și sala mare de aici, care are o acustică foarte bună, fiind o sală multifuncțională totuși, pe o scenă relativ redusă, dar mult mai mare decât în alte teatre, cum se joacă acum în diverse locații. Cred că e un loc bun, cred că e deschis Institutul Cultural Român din București la astfel de inițiative. Dacă Hiperion și alții vor dori și vor oferi spectacole, cred că vor fi bine primite și găzduite aici. Păi nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru această colaborare și că ne-ați găzduit acest spectacol aici.
Și noi vă mulțumim, Institutul Cultural Român chiar mulțumește și speră într-o viitoare colaborare și parteneriat serios cu Universitatea Hiperion. Alex, ce poți să-mi spui despre această seară? Din punctul meu de vedere? Da. Bine. A fost chiar mai bine decât mă așteptam. Mai bine că la repetiție, asta sigur. Deci ca la repetiție, mult mai bine. Mult mai bine că la repetiție. Eu, părerea mea personală, normal, după spectacol nu te aștepta să spun că wow, ce bine am jucat, nu am jucat groaznic. Părerea mea, nu te aștepta. Se trec vreo două zile și o să fie mai bine, dar în general, chiar ne-am sincronizat, am fost echipă. Deci am fost echipă mai bună decât în anul repetiții, ceea ce e o treaptă mai sus, mai mult. În rest, Doamne ajută și mai pe departe, să vedem și următoarele, să fie la mai multe, tu știi? Ce rol ai interpretat în această seară? Unchiul Vania, Vănischi și ceream căsătorie Lomov. Neamul Lomovilor. Acum deja ai trecut în anul 2. Poți să-mi spui, nu știu, cum ți s-a părut anul 1? A fost greu? A fost special? Nu știu, ce moment ți-a rămas așa din anul 1 special? Anul 1, ca toți anii. Mamă, ce greu e la început. După aia începe să-ți placă. După care, momente speciale, să zic că mi-au rămas momente speciale. Mi-au rămas momente speciale, acum eram în culise, colegii mei jucau și mi-aduceam aminte de replicile care își dădeau colegii mei în culise, în timpul repetițiilor. Și momente speciale, cred că repetițiile cele mai dezastroase, când îți vine să urli și să spargi pereții și să înjuri profesorii, lăsați-mă, mă duc acasă, terminați, gata, mă duc, gata, plec, eu plec, nu, înapoi pe scenă, ok, bine. Deci, cred că tot primul an numai așa a mers. Acum mă duc în spate, acum ies afară. Nu, nu tot ce ți înapoi, da, bine. Ok, mă duc înapoi, dacă zici. În rest, sper să fie mai bine în anul 2. Nu știu, anul 2, nu știu ce așteptări să am de la el. Las să vină, ce are să fie, are să fie. Ce o să fie, o să fie. Păi nu-mi rămâne decât să-ți urez multă baftă și o să venim să te vedem și în anul 2, să vedem evoluția. Evoluția. Sau involuție? Evoluție? Nu, prefer evoluția. Mulțumesc! Andrei, vreau să-mi spui câte ceva despre ce ai interpretat în această seară tu. Astăzi am interpretat două roluri comice, unul dramatic, respectiv Teleghin și Culăghin și Treplev la sfârșit. A fost greu? Până acum da. Acum nu știu, parcă a fost tot mai firesc ca niciodată. La repetiții de obicei foarte mult stres, fă aia, nu fă aia, arată-mi așa, nu mi-arăta, nu fă asta. Aici nu știu. Seara asta chiar n-am avut emoții la fel ca la repetiții. A fost ok. A ieșit așa cum ți-ai dorit tu să iasă? General nu prea îmi fac eu un prototip gen cum să iasă la un spectacol. Cu cât iese mai pe neașteptate, cu atât ați mai mulțumit, zic eu. Acum, la sfârșit de anul întâi, vreau să-mi spui cum ți s-a părut. A fost greu acest an? Da, după cum se mai spune, primul an e cel mai greu. Acum, că am terminat cu anul întâi, abia aștept anul 2, Shakespeare. Și, evoluăm din ce în ce mai mult. Vedem ce o să fie. Te-ai gândit așa ce așteptări ai de la anul 2? Sincer, nu. Dar sunt pregătit de orice, pentru orice provocare. Alina, am vorbit și cu colegii tăi, dar vreau să știu și părerea unei fete. Cum a fost această seară?
Păi, eu am avut foarte multe emoții, sinceră să fiu, dar cred că au fost bune, constructive, m-au încărcat, m-au ajutat să mă concentrez, dar am avut, într-adevăr, la prima apariție am avut foarte mari emoții, dar cred că a ieșit bine în final și mă simt satisfăcută pentru că am dus anul la final, am reușit să-l termin și am reușit să arăt celor dragi și profesorilor mei evoluția mea pe tot parcursul anului. Ce ai interpretat în această seară? Sonia, din Unchiul Vanea, un monolog din Mașa, al Mașei, din Pescărușul, și Ania, din Livada de Vișini. Și am mai făcut și Anfisa, le-am ajutat într-o micuță scenă pe niște colege din Trei Surori. Acum, la sfârșit de anul întâi, vreau să-mi spui cum a fost acest an pentru tine. Greu, foarte greu. Chiar am avut și unele conflicte, dar asta ne-a ajutat spre uimirea mea și ne-a dezvoltat și ca oameni și ca personalitate, ne-a ajutat să înțelegem multe lucruri despre viață și să creștem și din punct de vedere actoricesc și în evoluția personală. Pentru anul 2, ce așteptări ai? Nu știu deocamdată. Sper să cresc din ce în ce mai mult și să corectez ce am greșit, dicția în primul rând, vara asta și să lucrez mai mult. Păi mult succes în continuare! Mulțumesc frumos! Știu că dumneavoastră ați muncit mult alături de doamna Mihaela. Vreau să-mi spuneți câteva cuvinte. Cum a fost? A fost foarte complicat. A fost foarte complicat să le explicăm copiilor un Cehov. La vârsta lor a trebuit să le explicăm perioada, a trebuit să le explicăm personajele. A fost mult, mult, mult de lucru cu ei, poate mult mai mult decât în semestrul întâi. Cehov este foarte complicat pentru copiii din anul întâi. Măcar că se încadrează în realismul psihologic, ar trebui să fie totuși aproape de ei. A fost mult prea complicat. Cehov a scris acum 100 de ani, ori să arunci niște copii de 18, 19, 20 de ani, acum 100 de ani, și să le explici cum gândeau intelectualii de atunci, ruși, să le explici adevăratul spirit slav, a fost mult prea complicat, cred că, pentru ei, dar eu cred că noi am reușit. Cum au fost copiii? Au fost receptivi? La început nu. Să știți că nu. A fost o chestie așa, anecdotică aproape la curs, nu reușeau să spună dumneavoastră, să se adreseze cu dumneata și atunci am făcut un mic experiment și am lăsat să-și zică tu. Așa, abia peste o lună și jumătate i-am trecut la dumneavoastră. Deci Nina Zareșnea cu treplevă își spun dumneavoastră și ei și-au spus și cred că au mai scăpat turi pe parcursul spectacolului pentru că nu erau obișnuiți să zică dumneavoastră. E un lucru mult prea complicat pentru vârsta lor, dar până la urmă, chiar așa, în timpul repetițiilor, își se adresau dumneavoastră, ceea ce a fost foarte haios așa pentru noi. Complicat Cehov totuși, dar au studiat foarte intens perioada copiii. Cred că am studiat-o vreo 2-3 luni și abia după 2-3 luni, în sfârșit, ușor, ușor, s-au apropiat de Cehov. Sau Cehov de ei, nu știu, dar cumva totuși a existat o apropiere între ei și dramaturg. Am întrebat-o și pe doamna Mihaela, dar aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, cum vi se pare evoluția lor de la primul examen și până acum, în prezent?
foarte frumoasă. Să știți că a fost o evoluție foarte frumoasă. Deci primul examen a fost Mihail Sebastian, un autor român, foarte accesibil pentru ei. Al doilea examen cu un Cehov mult mai complicat, dar evoluția într-adevăr a fost spectaculos de frumoasă. Și chiar acest examen din seara aceasta, acest spectacol a demonstrat. Au reușit și cred că am reușit și noi cu ei împreună să pătrundem într-adevăr în profunzimile cehoviene. Și credeți-mă, Cehov nu are doar o, nu pot să zici că are doar un nivel de profunzime. La el din ce s-a mai adânc. Adică de la un nivel mergi spre al doilea, al treilea, al patrulea și te trezești că mai are încă vreo câteva și aia cam la nivelul 10-12 te oprești. Și zici, pentru anul întâi e suficient. Dacă ar fi actor profesioniști, cred că ai mai doga încă vreo 20 așa. Da, e frumos. Evoluția lor chiar a fost foarte frumoasă, au și muncit mult și noi am muncit mult, este adevărat, dar rezultatul a fost frumos. Noi suntem mulțumite, cel puțin eu am fost mulțumită de foarte mulți dintre ei, pentru că să joci Treplev la 21 de ani e foarte complicat. Ori Andrei Miclaou ce a reușit împreună cu Sabina să fie Constantin Treplev și Nina Zarecinea. Toți au fost foarte buni, dar ei mi-au plăcut în mod deosebit. Acest cuplu, pentru că îmi place piesa Pescărușul. Și pentru anul 2, v-ați gândit ce piese or să pună pe scenă? Comedie. Încercăm să facem comedie. Prea multă dramă, e bine multă dramă, dar totuși prea multă dramă strică. Cred că e bine să trecem și la comedie. Și comedie e un lucru foarte frumos. E bine să încercăm comedii, poate clasici. Poate... Da. Aș vrea să vă mai întreb, nu știu, cum a supraviețuit doamna Mihaela? Știu că a muncit mult și se dedică foarte mult la ceea ce face. Mai greu. A avut și probleme de sănătate și atunci a fost un semestru mai greu, mai complicat pentru ea, dar a reușit până la urmă, pentru că este o persoană foarte muncitoare, este foarte tenace și serioasă, responsabilă și foarte talentată. Și atunci, vorba lui Stanislavski, 1% talent, 99% muncă, face un actor pe scenă să strălucească. Eu cred că ei a făcut pe tot să strălucească. Deci, cred că 99% din succesul lor aparține Mihaelei. Știu că exact din întâmplare, cum spune doamna Mihaela, sunteți și mama ei. Cum este această legătură dintre mamă și fiică în această meserie? Frumoasă. Între noi două, cred că frumoasă. Ne înțelegem din priviri, din jumătate de cuvânt, când obosește una, intervine cealaltă, când cealaltă simte că cumva ceva pe acolo nu merge așa de bine, imediat intervine, discutăm, cred că până la miezul nopții acasă, când ajungem care, unde greșim sau unde nu mergem până la capăt, ce trebuie să schimbăm, ce trebuie să facem, cum trebuie să facem ca să iasă bine și practic știm de fiecare dată textul pe de rost. Textul copilor, vorbim cu textul personajelor. E o chestie frumoasă, e un lucru bun. Vreau să vă mulțumesc și să vă felicit încă o dată. Mulțumesc frumos și vă mulțumim și noi că ați venit la spectacolul nostru, la ceful nostru reîncărcat.